Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi despre nematozii galicoli la legume și cum putem să ne protejăm. Dar mai întâi de toate nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Abonați-vă la canal dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal. Și nu uitați și de grupul nostru de Facebook. Avem un grup de Facebook unde puteți să ne puneți poze cu problemele dumneavoastră la legume. Și în cel mai scurt timp o să vă răspundem, să vă dăm o soluție. Bun, să trecem la treabă. Nematozii galicoli sunt cei mai renumiți dăunători ai rădăcinilor la legume și flori, în special la spațiile protejate, adică sere și solarii. Aceștia sunt niște viermi microscopici, care nu îi putem vedea cu ochiul liber. Am să vă atașez și ceva poze ca să vedeți cam cum arată rădăcinile atacate de aceștia. Insecta în stadiu de larvă atacă semințe, tuberculi, rădăcini și chiar tulpina plantei. Nematozii au mai multe generații pe an în seră, cum ar fi între 4 și 8 generații pe an în seră și între 3 și 4 generații pe an în solar. O femelă în condiții optime de temperatură, cum ar fi vara în condiții de temperatură ridicată, poate depune între 1000 și 2000 de ouă. După ce eclozează, larvele încep să caute rădăcinile plantelor, în care pătrund cu ușurință prin vârfurile de creștere. După ce se hrănesc cu rădăcinile plantei, acestea vor migra către vasele vasculare, unde se va fixa și se va hrăni. Larvele secretă o toxină care duce la hipertrofierea țesuturilor și apariția galelor, blocând astfel circulația sevei în plantă, și acesta este un proces iremediabil, pentru că o să observați, planta se ofilește și nu o mai puteți salva. Nematozii galicoli atacă culturile din spațiile protejate, în special în ciclu 2 al culturii, pentru că perioada este favorabilă, ca să zic așa, pentru a se dezvolta și a face rău. Da, se dezvoltă mult mai mult în perioada a doua, pentru că îi ajută și temperaturile. Cauza căldurii. Dar ei atacă pe tot parcursul anului. Pe tot parcursul Dar anului, da. Probabil nu o să sesizați atacul din primăvară. Primele semne ale atacului apar în special la plante și la răsaduri, plante debile și, la final, uscarea plantelor. Prin smulgerea plantelor se poate observa foarte ușor nematozii la rădăcină, în doar câteva săptămâni. Plantele atacate devin sensibile și la atacul ciupercilor patogene și produc ofilirea vasculară. Mijloace integrate pentru a reduce atacul de nematozi în sere și solarii. 1. Rotația culturilor. 2. Utilizarea plantelor cu efect alelopatic, adică reduc populația de nematozi, precum rapița, etc. 3. Utilitatea de soiuri și hibrizi rezistenți la nematozi sau răsaduri din portaltoiul cu toleranță la nematozi. 4. Înlocuirea parțială a solului din seră și solar. 5. Înlocuirea suprafeței de cultură, adică mutarea solarului pe alt teren. 6. Dezinfectarea termică a solului cu abur sau flacără cu arzător. Sau dacă preferați să folosiți o substanță chimică din comerț, de reținut este faptul că tratamentele naturale nu dau randamente 100% și posibil să preferați unul din tratamentele chimice, cum ar fi Nemasol 510, adică metam de sodiu, și basamid 98% dezomet. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe. Vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook, Grădinărim cu Dani și Cori, unde puteți să puneți acolo poze cu problemele dumneavoastră din culturi care le întâmpinați. Bun, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă pupăm, la revedere! La revedere!